Dar alții, care sunt, ce căutați, mă, fraților, acolo? Aia vi se pare că este industrie de media în momentul de față? Bă, nu aveți ochi. Uitați-vă 10 minute la un program de la ăia și o să vă dați seama că așa ceva nu există. A venit acest ciuvică astăzi, îl vedem pe la televiziune, era la un moment dat în topul apariției. Cine este, bă, ciuvică ăsta, bă? Deci a sărit, mă, întrebări necretine mai aveți? Bă, tata, nu spune astea în momentul în care ești la DDA. Înseamnă că te deranja. O fac pe una vacă sau curvă sau urâtă. De ce sare de gâtul meu? Dacă o deranjează chestiunea, înseamnă că așa e. Dacă nu o deranjează, să mă las de în pace. Ce mă interesează că m-a făcut la urâtă? A, e gustul lui și eu îl consider pe el urât. Sau m-a făcut proastă și eu zic că e prost. Nu trebuie să mă stresez. Da? Ciuvica astăzi era stresat. Îmi puneți întrebări necretine, nu aveți? A zis ciuvică una astăzi, este clar fraza zilei. În DNA, cred că încredere are doar un bou sau un băsist. Eu nu sunt nici bou, nici băsist. Bă, oamenii nu se pun parte în aceste categorii. Sigur că există și boi și băsiști, dar n-au nicio legătură. Poți să fii la fel de bine bou și Voiculescu, da? Sau voiculescian. Da? Este, crezi că e interzis acest lucru? Da? Eu cred că sunt foarte mulți români boi și voiculescieni în același timp. Cum ar fi foarte mulți și boi și băsiști. Dar atenție, nicio legătură între cele două. Absolut nicio legătură. Poți să fii bou și să-ți placă, de exemplu, de Mozart. N-ai nicio legătură. A fi bou și poți să-ți placă orice. Da? De exemplu, lui Velea ăla. De unde știm noi ce îi place lui Velea ăla? Dar să declare la... Totdeauna a plăcut de poetul ăla al nostru național ăla, de Veronica Micle. V-a zice, da? Foarte bine, da? De Veronica. Și aia vor corecta și vor scrie în ziar de Mihai Eminescu. Asta nu înseamnă că dacă lui Velea îi place de Eminescu, aoleo, uite bă, n-ai nicio legătură. Da? Ce e chestiunea asta? Dacă mie îmi place de una de la televizor, acum înseamnă că eu sunt ca aia. Nu, n-ai nicio legătură. Așa și asta. Se vede că Ciuvică era într-adevăr ejectat deja de pe lumea asta, el era într-o altă, nu mai gândea, nu mai raționa. Nu să spui asemenea tâmpenimă. Păi o prostie de genul ăsta te descalifică definitiv. Ca om de ăsta de care îți plasezi opinia la televizor, absolut nicio legătură. Adică dacă ești băsist, automat ești un cretin. Ce legătură are, mă, fraților? Păi Traian Băsescu, când a devenit președintele României, a fost votat de mai bine de jumătate din cei care au venit la vot, da? Păi toți ăia care l-au votat pe Băsescu atunci, se presupune că erau băsiști. Ăia toți sunt boi numai pentru că l-au votat pe Băsescu. Unii dintre ei, sigur, s-au delimitat între timp de el. Și astăzi l-au votat, sau când a fost alegerea, au votat PSL-ul, da? Nu înseamnă că dacă ești bou, ești băsist. Evident că n-are nicio legătură. Dar ce să spună și Ciuvică? Că aici vine discuția. El nu o să vină niciodată. Ați văzut vreunul să spună, da, fraților, așa e. Ne-au prins. S-a terminat. Tată, am făcut și noi jocurile cuiva. Poate, cine știe, când vor, dacă vor pleca vreodată de la antenă, unii dintre ei... Nu știu ce contracte de confidențialitate au, că Ciutacu, de exemplu, nu i-a făcut de rahat după ce a plecat. Da, nu știu. Poate că se va întâmpla într-un târziu să închide trustul, cine știe, moare Dan Voiculescu, habar n-avem. Pot întâmpla multe. Uitați că și Barcelona în 2 ani jumate s-a dizolvat. Vorbesc de clubul de fotbal, nu de oraș. Da? Toți românii erau fan Barcelona, nu mai răznați nimic. Da? A venit un argentinian, s-a terminat, e ca și cum ar fi venit Viorel Hizo. Gata. Barcelona va trage de timp. Sezonul care începe, mai ai de ce să ții cu Barcelona. Se vor orienta oportuniștii. Vor ține cu Bayern München, vor ține cu Paris Saint-Germain, cu ăștia care vor străluci. S-a terminat. S-ar putea și aici. În 2 ani, Dan Voiculescu să fie oale și ulcele, să destramă. Și Andramau, ăștia vor pleca exact ca șobolanii și la unde îi va chema. Cum a sunat Abade atunci pe Turcescu. Moșule, nu-mi găsești și mie un loc de muncă. Păi ce om pot să fii, mă, în situația asta? Și el de atunci îl înjură pe Turcescu în fiecare seară. Păi bă, tate, numai pentru chestiunea asta, mă, fraților. Nu ești om. Exact așa și Ciuvică. Cum poți să vii să declar? Poți să faci asta dacă ești un amărât care lucrezi la crăpat șanțurile, păstă, nu te-ai uitat la televizor niciodată, ești o opinie. Dacă ești băsist, ești bou. Bă, dar tu când ești analist, vii la televizor, îți dai cu părerea, influențezi opinia cetățeanului pe cât, cât poți. Dacă asta îți dorești să faci, Antena 3 asta vrea să facă. Dar să-l schimbe pe om, să-l facă să gândească în felul ăla. Vii să spui o asemenea chestiune, ești gata, mă. Da? Ăla l-a sunat pe Turcescu
să-l roage să-i găsească un loc de muncă. Nu numai pe Turcescu, da. Pe Turcescu, da. Cum să-l faci pe ăla după aia de rahat toată viața ta? Păi ce fel de om poți să fii, mă? Mai ai vreo credibilitate în fața cuiva în situația asta? Ca să nu mai vorbesc de toate nenorocirile pe care le-a făcut. Deci tu ești sluga lui ăla, lui Voiculescu. Bă, ok, e în regulă. Dar, mă, când se strânge lațul, nici în ceasul ăsta nu vă dați seama, măcar acum, când, iată, ajungeți să fiți postul, este cu dosar penal, voi nu vă dați seama, mă, de ce s-a întâmplat acolo, mă? Este halucinant să minți o țară întreagă atâta și atâta timp, mă? Pentru ce, mă, fraților? Vă adunați acolo de parcă România ar trăi într-o dictatură și ei sunt, domnule, ăia oprimații, ăia care stau în colțul lor, da, singuri, că ne vom bate până în ultima clipă. Ce s-a astea, mă? Vom continua să luptăm? Nu te întrerupe nimeni, tată. N-aveți nicio problemă, puteți să spuneți orice. Da? S-a și văzut. Atâta timp a emis în sensul ăsta, ai spus, s-a întâmplat absolut nimic. Bă, aici este cazul de șantaj, că voi nu sunteți acum pentru deontologia meseriei chemați de procurori, da? Sau de DNA în cazul ăsta. Nu pentru asta, din păcate. Este acest simplu că nu spuneți acum că v-au vânat până... E caz de șantaj? Este. Evident că toată lumea este complice acolo. Că eu nu cred că vreunul de la antenă l-a făcut praf pe Sorin Alexandrescu în ziua în care i s-a deschis și lui la dosar penal. Da? Și a ajuns la arest. Nu, l-au susținut cu toții. Da? L-au susținut la modul că suntem alături de colegul nostru, punct, avem încredere în justiție și vom vedea ce se va întâmpla. Nu așa. Au făcut praf, păi, au zis că sunt instituțiile lui Băsescu. Bă, stați un pic, în primul rând sunt instituțiile țării, nu ale lui Băsescu. Dacă tu vii și spui despre DNA, că numai un bou poate să creadă în DNA, înseamnă că pentru tine nu există nicio instituție. Pe tine cine te trage la răspundere, mă, în viața asta? Asta mă interesează pe mine, că după ce mori, nu mai puteți să te trage la răspundere, căci că nu-i frumos.